Sincer, abia așteptam să filmez vlogul ăsta. S-a dus dracu și cheful meu de filmat. Pentru că vă arăt acum de ce. Dacă nu vă convine că vă vedeți că stau așa, puteți să dai un las în față sau să închideți clipul, că nu mă interesează. Unde dracu trebuia să ajung aici? Deci, imediat vă explic și situația prin care am trecut. Una oribilă. De altfel. Haide, bite! Și acum vă arăt. Hai. Vedeți suma asta? Mai pune și un euro după. Am cheltuit 2142 de euro ca să ajung până am banii. Și știți ce? Nu știu cum să vă dovedesc că acum sunt într-un loc ciudat. Mă rog, încă sunt în Viena, mai exact în Austria, în aeroport. Pentru că trebuia să zbor, da? Ca să zbor, îți trebuie să bla 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 bla, pe lângă toate chestiile astea, să mai trebuie un rahat de COVID test, PCR. Nu era o problemă, am fost ieri, l-am făcut la ora 9 dimineața, problema e că am tot așteptat, am așteptat, am și plecat de acasă pe aeroport, testul nu a mai venit. Atunci am hotărât să sun la farmacie, pentru că la noi aici se poate face și la farmacie, am sunat acolo, mi-au zis că nu știu nimic, să sunem mai departe la laborator, au sunat la laborator, ăia le-au zis, bă, testul vostru e, testul băiatul ăla e nu știu cum să zic, nu are nicio problemă, efectiv n-a ieșit nici negativ, nici pozitiv, e, nu știu cum care ar fi cuvântul, e neutru, nu există. Și mai trebuie să-l repet odată, da, eu trebuie să-l mai repet odată, dar la mine mai sunt 3 ore până să plec, asta e problema. Și e, care 3 ore? Trebuia să fac check-in-ul cu 2 ore înainte de... Da, mai mă rog, 2-3 ore eu trebuia să mă întorc și eu nu aveam test. Îmi dau puțin asta jos pe acolo. Că sub de-o poțină. Și acum, practic, stau în aeroport ca un prost. Tot mi-am cumpărat de-aia și costa de mult nebunia asta, pentru că mi-am cumpărat imediat alt bilet de avion pentru mâine. Mi-am făcut un test PCR aici cu 69 de euro. Normal, în Austria poți să-l faci gratis, dar asta e o firmă privată și a costat 69 de euro. Eu l-am făcut pe gratis și uite, ce vă întâmplă, că dacă îl plătește, ai șanse mult mai mari să vină și mai repede și tot. Acum să văd. Asta e. Se mai întâmplă, nu? Și stai că ieri am aflat, am avut o veste bună și astăzi uite ce am pățit. Ieri am aflat că de la 10 zile carantină cât trebuia eu să fac acum, s-a redus carantina la 7 zile, ceea ce e genial. Problema e că a apărut rahatul ăsta și eu care credeam că o să ies mai ieftin. Pe dracu, am ieșit mai scump. Cu exact 628 de euro. Mai scump. Test PCR 69 de euro, una bucata și bilet de avion, una bucata cu 5, stai că vă zic acum. Deci am plătit 557 de euro, 99 de euro. Să plec mâine cu escala în Doha și apoi Jakarta. Iar biletul meu inițial, dus întors, costa 719 euro și cu asigurare de schimbat data și asta. Problema e că se putea face asta cu o zi înainte. Și la mine nu mai am o zi înainte. Da. Și acum gândiți-vă că este ora 14 și abia mâine la ora 16 am zbor.
Asta înseamnă că eu trebuie să stau în aeroport fix 26 de ore sau să mă duc undeva să mă cazez. Problema e că aia costă alți bani și am zis că și așa aeroportul ăsta atât de mare, hai să mă duc să-l explorez, mai duc, mai mânc, poate găsesc un hotel ceva pe aici prin aeroport, ar fi fain. Acum voi vedea. Bateria am destulă, am 20.000 de miliamperi, ok? Da. Chema. Deci acum trebuia să mă filmez cum eram în avion, sau urcam în avion. Zburam cu Emirates, prima dată cu Emirates, s-a dezreac. Acum zbor cu Etihad, parcă, sau nu mai știu care, Tot bună e compania asta, dar... Da, asta e. Sorry. Deci pe mine în momentul de față scrie boschetar. Sunt boschetar în aeroportul din Viena. Hai, cât mai am de așteptat să îmi bag picioarele. Vai. Deci nu știu dacă am apucat să vă zic. Cred că n-am apucat, dar rup de oboseală acum. Deci faza e în felul următor. Gamia și nici mai pot să car. Vai, deci nu mai pot nici să mă concentrez să filmez. Deci fiți atenți. Țin camera așa cumva, nu știu, egal. Mama mi-a luat la loc. Acolo vreau eu să stau. Da, nu se mai poate. Stai să caut alt loc. Bă, ideea e în felul următor. Că am sunat la ăștia care se ocupau de testul meu, PCR. Și mi-au spus, bă, testul e nu pot să zic cuvântul ăla. Oricum au zis în germană, dar în română nu știu cum să zic. Și mi-au zis că trebuie să refac testul. În condițiile în care eu eram în aeroport. Bun. Am încercat după să fac aici la aeroport. Nici o șansă pentru că venea prea târziu. Oricum l-am făcut până la urmă, dar aia e partea a doua. Și între timp mi-am cumpărat alt bilet de avion. Dar trebuie să aștept până mâine la ora 16, iar acum este ora, apar n-am cât, dar o zi trecut de 6 aici. Deci teoretic mai am undeva la 20 de ore de stat până să fac check-in-ul. Deci asta o să fiu boschetar în aeroportul din Viena. Bă, ce trebuie să vă rețineți, internetul e belea, chiar funcționează foarte bine în Viena, deci n-aveți treabă. Ia să vedem cât e ceas, ia uite, 18.28. Zborul meu încă n-a apărut, trebuie să fie ora 16. Aici, next day, toate alea de mâine, până la ora 10.40. Din păcate zborul meu a și dispărut, că l-am pierdut. Și dacă erați curioși cât am pierdut, să știți că am pierdut 719 euro plus 69 de euro testul actual PCR, care, surprise, n-a venit încă, dar partea a doua despre care am zis că o să vă zic e faptul că cam după o oră după ce a plecat avionul meu, efectiv a plecat fără mine, da, am primit testul negativ. După ce eu sunasem deja la laborator și am întrebat ce-i cu testul meu, mi-au zis că, bă, mai trebuie să-l faci odată. Cum, frate, să-l mai fac odată când eu am primit rezultatul, dar mai târziu? Și ideea e că ei mi-au garantat că testul ajunge în 24 de ore. Testul nu a ajuns în 24 de ore. Deci, acum ce ar trebui să fac? Asta e o întrebare. Am încercat să sun la toate asigurările posibile pe care le-am avut. Am avut Temondo, încă am, bineînțeles, și Revolut. Niciunii n-au răspuns și am încercat să contactez autoritățile de aici din Austria, care se ocupă și de partea asta cu testele PCR. M-au întrebat tot felul de date, le-am răspuns, acum să văd ce o să-mi zic. Da. Attention, please wear your FFP2 face mask and keep your distance.
Mama, deci m-a rupt. Hai, boss. Deci, acum stau, nu? Mama, da, mi-am cumpărat un trapiet nou și să-mi bag picioarele, că nu-mi place, e prea mic. Și îmi țin camera tot. Bine, cred că m-am obișnuit, că anul trecut am filmat doar un clip și la de Crăciun, după Crăciun, de fapt, și nu am postat. Da. Deci, after de când, din februarie 2020, nu am mai călătorit deloc. Deloc. Bine, am mai călătorit eu, dar nu v-am filmat vouă. Da. Și încă o chestie, bă, nu mai supăr masca, nu mai pot. Cred că se și vede că-s foarte roșu, îmi vine să o dau jos, dar știți că eu-s tipul cu corona, da? Mamă, și nu mai suport. Ce să fac? Ce să fac? Ia uite, mi se văd ochii. Mamă, cât de roșu s-am... Da. Aș face un live, dar nu intră nimeni. Oho, că m-am mutat de partea alaltă, uite, acolo eram înainte. Și acum sunt aici. La... Că nu se vede, la priză. Plus pas. Mic update. Este ora 19:30. Deja mi-am dat până din... Mi-am dat un elastic jos pentru că nu mai pot. Simt că mi se rup urechile. Și... aștept, este ora... Am zis? N-am zis, nu știu. Apar la 19:31. Mai am de așteptat până mâine la ora 16. Pam, pam. Am scris pe Facebook pe niște grupuri de români din Austria să văd dacă primesc un răspuns. Ce aș putea face în cazul ăsta, pentru că e vorba de mulți bani totuși, adică niște bani cu care puteam să stau liniștit o lună în Bali. Nu sunt tocmai de aruncat pe fereastră pentru ceva pentru care eu nu sunt vinovat, adică n-am făcut absolut nimic. Mi-au zis la farmacie că durează 24 de ore venirea rezultatului. E, nu prea a fost așa, a durat cam 30 de ore. Stai că uite, primesc comentarii multe, românii destul de activi. Hai să citesc, e unul lung. Vlogul ăsta trebuie să se numească Cum supraviețuiești în aeroportul din Viena mai mult de 24 de ore, jur. Am, cred că aici deja ora 9-7. Mamă, am aproape, da, am 8 ore și ceva în aeroport. Nu mai pot. Hello, boșilor, vă vine să crezi sau nu, dar am reușit după 26 de ore. Mă rog, nu sunt 26, că mai am 3 ore până zbor, deci 23 de ore. Am trecut și de securitate și de check-in, de absolut totul. Acum pot să mă bucur de ceva de pe aici. Păcat că mi-am cheltuit banii pe alt zbor. Da, hai să vedem ce facem pe aici, că avem 3 ore de stat. Ce ciudat, am făcut un control de pașaport. Asta e doar pentru gate-ul F și G. Pentru alea alte văd că nu. Lustic, amuzant. Ciudat. Am rămas un blocat acolo într-o chestie. Stai, nu pot să arăt că n-am voie. Continuăm. Doamne, ce fericit că am trecut de toate. Bine, era să am o mică problemă cu carantina. M-a întrebat câte zile fac. 10 sau 7, pentru că de ieri carantina este se face doar pentru 7 zile, din câte am înțeles. Înainte era 10 zile. Deci cam 2 săptămâni o dura 10 zile și am modificat-o în 7. Îți curăț cum intru eu, 10 sau 7, sper să fie 7, că e și mai ieftină și nici nu au chef să stau 10 zile. Hai să vedem. Până una alta și pas. Distracție, adică. Iată, am găsit un loc unde pot să donez bani, Caritas, și văd și bani românești, uite, un leu, 5 lei, ia mai sunt, 10 euro, dar ăștia nu-ți dai noi. Mă rog, un leu, 5, și sunt mai mulți de un leu, 2. Da, mișto.
on our final approach, cabin crew commence final secure and be seated for landing. Thank you. În Qatar. Hai că m-am dus să mă uit pe de-aia să văd la care zbor suntem, la unde trebuie să merg. Și a venit unul și ne-a zis că bă, dar nu e updatată, deci duceți-vă pe partea asta. Hai că merge. Încolo. Bă, nu mai am baterie. Sincer, dacă era o chestie pentru care trebuia să vină în Doha era să zic, e în Doha, era chestia asta, ursulețul ăsta. Bă, la toți vloggeri l-am văzut, l-am văzut la Backpacker Life, l-am văzut la Cristi și Radu, la toți s-au trecut pe aici. Bă, și chiar doream să văd ursulețul ăsta. Nu mă interesa ce să mai află pe aici, nu mă interesa ursulețul ăsta. Mortal. Chiar genial. Bă, și aeroportul arată chiar bine. E bine, rău. Și nu mai am baterie, trebuie să schimb bateria. Păi ești prost, uite ce au ăștia. Poți să folosești. Păi ăștia-s bogați, să moră. Păi deci ăsta zici că e mall, nu aeroport. Chiar e mișto aeroportul din Doha. Sunt curios cum era ăla din Dubai, dar egal, când mă întorc înapoi, o să zbor cu ăla. Deci nu cred, am găsit un PlayStation 5 custom. Mamă, $1,284. What the fuck? Orice un PlayStation 5. Da, asta e ceva. Deci, mamă, deci uitați cum arată un aeroport aici. În Qatar. Deci, n-ai ce căuta. Să stai unul lângă altul, ca în Europa, nu vezi așa ceva. A doua îmbarcare și nu cea din urmă, pentru că o să mai fie una după ce fac carantina, este asta. Plecăm din de unde suntem? Business, economy pass. Din unde suntem, mă? Am și uitat. Da, plecăm de aici în Jakarta, să facem carantina. Carantina, carantina, carantina.
Se vede ceva? Nu prea se vede. Am împarcat și am găsit o chestie foarte mișto. Chestia asta. Pot să văd tot ce se întâmplă afară. Am ajuns în sfârșit și în Indonezia, în Jakarta. Thank you. În Jakarta. Ia uitați cum arată aici. Chiar. Mamă, nu știu. Hai să vedem. No, thank you, bye. Deci suntem în Jakarta. Deci nu credeți, nu puteți să credeți că de aici încă în sfârșit am ajuns. Mamă, și câte probleme am avut. Băi. Acum mai trebuie să mă duc la migration cu toate actele. Am un dosar așa gros de acte. Hai să vedem ce-o fi. Tocmai ce mi-a luat acum și bagajul și mergem să vedem unde trebuie să mergem, adică nu știu, cred că trebuie să fie cineva aici care să mă ia, că am și transfer de la aeroport. Bă, habar n-am cine. Așa mi-a zis că vine cineva, mă ia
mă duc la hotel și pac, carantină 7 zile. Am rezolvat absolut tot, acum aștept să mă preia o mașină și să mă duc la hotel pentru carantină, prima carantină din viața mea. Pero dice que lo vi, lo han tocado así, muy bien, ¿sí? ¿Qué pasa? No, no.